Prima este bucuria mea să descoper atâția cititori ai Adrianei Biteu și ai Ioanei Părvulescu, bineînțeles, pentru că toată lumea știe că din doamna Părvulescu. Și a doua este că lansăm cartea Adrianei Biteu. Noi am privit cam sceptici la o posibilitate de a lansa cartea, de a face o lansare, din simplu motiv, o să vă spună și doamna Ioana Părvulescu, ce autor absolut inedit este doamna Adriana Biteu, cu care am corespondat prin poștă electronică al soțului ei, pentru că ea nu are poștă electronică, dar ea am înțeles că scrie cu creionul. Mai scurt, scriitor autentic, da? Scrie, nu apasă pe tastele calculatorului. Și era, poate, dar se întâmpla, am editat cartea în anii pandemiei și ziceam, dacă poate odată ajungem la București, poate încercăm să discutăm. Acum, fericită ocazie, este că am văzut că doamna Ioana Părvulescu vine la Bookfest. Și am zis că hai în una din zile o prindem și pentru Adriana Biteu. Când mi-au dat programul de la Humanitas, că doamna Părvulescu are azi două lansări la ora 3:30 și la 5:15, am zis că ei, nu mai exploatăm noi omul, renunțăm cu minți ca pe urmă să fim atacați de București. Și doamna Maz și doamna Părvulescu a spus nu, lansăm. Venim și lansăm. Eu mă bucur foarte mult de această ocazie, pentru că dovadă este și prezența dumneavoastră aici, că nu am făcut rău că facem această lansare. În ceea ce ține de, chiar le spuneam acum colegilor, de Adriana Biteu și scrierile ei, eu am făcut o descoperire, am descoperit-o ca scriitoare, grație prietenului Grigore Chiper, cu care făceam odată, poate cineva își mai amintește, un manual de clasa a 10-a de la editura ARC, un manual foarte intens, ca să zic eu așa, colorat, un fel de album de artă plastică, da, de la Michelangelo și până la Magritte, ilustrat cu niște texte literare. Eu așa defineam acest manual de limbă și literatură. Și Grigori era unul din autorii care propunea texte. Îi spuneam și acum doamnei Părulescu, manualul începea cu Gheorghe Crăciun, cu Frumoasa fără corp, și se încheia, dacă nu mă înșel, la dramaturgie, era englezește fără profesor, singurul text dramatic scris de Ionescu în limba română. Și Grigori atunci a propus un text de Adriana Biteu, aveam nevoie pentru schiță, pentru novelă, pentru proza scurtă, care pur și simplu eu încă nu lucram. Abia după asta aveam să lucrez la editură și să mă convinc cât de mult adevăr este în lucru a doi corectori, pentru că Petrescu și Munteanu, ăsta era titlul acestei schițe, erau doi corectori și primul lucru care îți vine în minte, că un corector, în primul rând, este omul disciplinat, cu dicționarul ortografic alături și, în principiu, aproape că e lipsit de personalitate. Ei, aici începe fascinația Adriana Biteu. În primul rând, nu sunt doi corectori care seamănă unul cu altul, pentru că unul are o atitudine pioasă față de autor, iar celălalt vede în autor numai un generator de greșeli, de erori, și asta le enervează, și aici încep conflictele. Și această prietenie, deci, între ghilimele, da, stau față în față, în mijlocul lor, o proprietate comună, îndrumarul mic, îndrumarul ortografic, ca până la urmă să ajungă să se urască. Deci, în două pagini și jumătate de text, o istorie întreagă și a personajelor și a ceea ce se întâmplă în jurul lor. Asta este toată fascinația. Are Grigorie Chiver o poezie pe care nu o cunoaște nimeni, pentru că noi în antirevistă, așa numeam noi odată antirevistă,
ziceai, sunt un mag al cuvintelor, ții minte, un text dedicat lui Tristan Tzara. Iată, Adrian Abitele este un mag al cuvintelor. Cuvintele cele mai obișnuite, cele mai triviale, cele mai ba chiar cele mai proscrise din limba română, le întâlniți aici ca material de construcție, din care este o lume extraordinară din lucrurile la îndemână. Nici nu vă dați seama cât de interesantă lume poate fi construită din ceea ce vedem noi în fiecare zi. Dar trebuie să fii Adrian Abitele ca să le observi și mai ales să le simți, da? Pentru că este o... Am să mai intervin poate o dată. Acum ar vrea să vorbească doi experți. Da. Și am să încep cu Grigore Tiper, pentru că el mi-a descoperit-o pe Adrian Abitele și vreau să vă spun, să vă spună el cum a descoperit-o. Te rog, Grigore. Eu să mă ridic pentru că am obiceiul ăsta de profesor, da? Că nu-mi place să citesc așa de la catedră sau așezat pe scaun. Deci toată viața am citit în picioare și acum nu te mai poți nici chiar la vârsta mea să te așezi. Deci aș vrea să remarc mai întâi de toate faptul că, de ce spunea Mircea Ciobanu, că Adrian Abitele scrie cu creionul, poate și acum scrie cu creionul, deși am văzut din bibliografie, n-a publicat de mult o carte. Mă duce la gândul că totuși a scrie cu creionul înseamnă că a scrie bine. Da? Deci, pentru că toate, n-am citit toate cărțile, dar acele pe care le-am mai citit m-au fascinat, nu din prima proză, dar din prima frază. Mai întâi de toate, vreau să vă spun o preistorie, da? Deci, cum am luat eu cunoștință de cărțile Adrianei Abitele. În primul rând, scriitoarea face parte din așa numita generație 80, generație de prozatori care au debutat și au publicat primele cărți în anii 80 ai secolului trecut. Și vreau să vă spun că această generație s-a remarcat chiar mai bine, s-a individualizat chiar mai bine decât generația de poeți. Deci, eu când am început să descoper unul câte unul acești scriitori din generația 80, am avut o adevărată revelație și, aș putea să spunem, un adevărat șoc. În primul rând, pentru că până la acea dată proza scurtă românească era neglijată. Da? Scriitorul, prozatorul român se vedea în primul rând prozator, în primul rând romancier. Se vedea în primul rând romancier și literatura română deci era găsită așa de romane de tot felul, dar predominau romanele destul de complicate, romanele cu un puternic așa, cu o puternică infuzie eseistică. De multe ori era greu să citești romanele scrise în acea perioadă, să zicem, până anii 60, anii 70. De aceea, atunci când a izbucnit acest val de prozatori, ei, de fapt, au schimbat paradigma. În primul rând, au mutat accentul de pe roman pe proza scurtă, care este un gen mai, nu numai mai scurt, dar și mai alert. Eu mi-am trecut aici în revistă prozatori pe care așa am început unul câte unul să-i descoperă în acea perioadă, să mă convinc de existența unui filon puternic, da, de proză așa deosebită. Am să-i amintesc mai întâi pe prozatorii care nu mai sunt printre noi, deci încep bineînțeles cu Mircea Nedelciu. Despre el am să vorbesc un pic. Deci Mircea Nedelciu, Daniel Vighe,
Ioan Lăcustă, George Cușnarencu, care mi-a părăsit de curând, alții, Bedros Horasanjan, Ioana Groșan, Hannibal Stănciulescu, Răzvan Petrescu, Cristian Teodorescu și, bineînțeles că aici o adăugăm și pe Adriana Bită. Eu, la acea dată, bineînțeles că nu am cumpărat toate cărțile lor, nici nu aveam cum să o fac, pentru că poate lumea știe că în acea perioadă cărți românești nu se vedeau la Chișinău, trebuia să mergi în Rusia sau în Ucraina, la așa numitele librării Drujba și de acolo noi cumpăram cărți românești. Dar ceea ce mi-a căzut mie așa în mână bună oară, prima carte a Adrianei Bitel, care a fost publicată în 1980, am ratat-o, eram și student atunci, deci șansele de a cumpăra acea carte erau foarte mici. În schimb, a cumpărat a doua carte, Somnul după naștere, 1984, și a treia carte, Iulia în Iulia, dar două cărți care deci mi-au creat așa o impresie definitivă despre prozatoarea Adriana Bită. Deci iată, în acest context, deci Adriana Bită n-a apărut de nicăieri, da? Deci ea a apărut așa într-o cunună întreagă de prozatori foarte bun și spun că în acea perioadă eram atât de entuziasmat de cărțile lor, încât la toți prietenii le vorbeam despre ei, numai despre ei. Și am împrumutat cărțile ba una, ba altuia, încât jumătate din cărți le-am pierdut. Și acum, când editura Știința m-a contactat și mi-a propus să fac o antologie de proză românească și eu m-am gândit numai decât să includ câteva texte din această generație 80, inclusiv un text de Adriana Bită, am descoperit că unele din cărțile pe care le avusesem eu și le-am pierdut nu sunt în nicio bibliotecă din Chișinău. Da. Deci, iată, asta este situația, de ce poate că în antologie aș fi inclus și alte texte care mi-au plăcut atunci, dar cartea odată pierdută, sigur că nu mai poți recupera decât poate să fie rugat pe cineva din România să-i trimită o copie, dar era complicat să acționez în felul acesta. Un alt lucru pe care l-aș mai spune aici este că m-am bucurat într-un fel așa, că textul pe care l-am ales eu pentru antologia mea nu este inclus în această carte și astfel deci binele constă în faptul că cititorii vor avea ocazia să mai citească în context de Adriana Bită, care este la fel de bun și vă asigur că și celelalte texte care n-au încăput nici în această carte și evident că n-au încăput în cartea mea, merită să fie citite, pentru că eu am recitit cu ocazia antologiei mele, nu am recitit așa prea mult din Adriana Bită, nici nu am avut pe timp, dar aveam eu în cap un text pe care îl remarcasem atunci și care îmi plăcuse atunci și l-am inclus așa aproape în mod automat. Acum am recitit selecția făcută de doamna Ioana Pârvulescu și pe de o parte, da? Deci volumul m-a aruncat cu ani în urmă, în anii 80 când o descopeream. Pe de altă parte, mi s-a părut că este o carte care nu s-a învechit. Da? Deci, iată, Adriana Bită are această maestrie de a face un text, care să îl conserve, deci să nu se învechească atât de repede, așa cum se întâmplă cu foarte multe texte. Da? Deci,
patina timpului, da, se remarcă pe aici colea, dar deci această patina cumva trece imediat în plan secund, datorită fascinației felului cum povestește, cum construiește, cum observă scriitoarea Adriana Biddle. Deci, Adriana Biddle m-a salvat pe mine și într-un alt sens atunci când am făcut antologia mea, pentru că, știți, în ziua de azi, atunci când faci o antologie, trebuie să ții de o sumedenie de condiții, de factori. Și unul din factorii care au pătruns în ultima vreme este factorul gender. Da? Trebuie numai decât da, să ții, pentru că altfel lumea, dacă nu vei fi taxat, cel puțin așa lumea se va uita chioruș la tine. Pentru că observăm că deci acest scandal, lumea nu știe, dar a izbucnit un scandal cu o carte a lui Bogdan Alexandru Stănescu, da? Despre o carte pe care un roman pe care l-a publicat mai de mult. Și bine, deci Stănescu are un stil așa, cum să spun, un stil și o viziune mai dure asupra realității și deci în acest malaxor al viziunii sale au nimerit și romii. Da? Și iată, deci a fost acuzat acum în presă de rasism, de deci porniri anti-romii în România. Deci vedem că trebuie să fim foarte atenți atunci când operăm cu literatura, pentru că aceste reevaluări se fac în anumite perioade de timp. Eu acum am rămas așa un pic surprins, am privit niște documentare americane și am văzut că acolo, deci, fumătorii, deci cu țigările, erau acoperite, da? Deci, așa cu mic cap, poftim? Blurate. Da, blurate, da, exact. Deci, iată, și spuneam că Adriana Biddle m-a salvat pentru că scriitoare, autoare de proză scurtă, pentru că eu am ales texte de până în 1989 sau 90-91, deci până în perioada aceasta, deci, și, dar până în acea perioadă au existat puține autoare bune de proză scurtă și Adriana Biddle m-a salvat. A trebuit să apelez și la un text ceva mai lung a Gabrielei Adamișteanu, care este o scriitoare foarte bună, să aleg un fragment ca măcar componenta asta gender să fie cât de cât completată. Acum, ca să mă întorc și la cartea propriu-zisă, la maniera Adrianei Biddle, mă întreb cât succes poate avea ea la public. Da? Pentru că este o întrebare firească, pentru că scriitoarea deci lucrează așa în domenii mai puțin frecventate. Da? Ea o interesează lucrurile rafinate, lucrurile profunde, nuanțele, da? Schimbările așa de atitudine, deci la care mulți cititori nu au acces sau nu au răbdare, da? Să pătrundă. Deci eu aș face o comparație cu un alt prozator care, în ciuda faptului că a avut o operă extraordinară, nu s-a bucurat și continuă să mi se bucure de succes. Și am avut această revelație când am citit deci proza Adrianei Biddle, care se numește Contrariul morții. Da? Contrariul morții, o proză, 3 pagini, se pare, foarte scurtă, pe un subiect așa destul de greoi, deci
Narratoarea Estera îngrijește de tatăl său, da, care la început, nu știm, da, el este așa bolnav, nu știm ce are, dar cu timpul, încetul, de fapt, Adriana Vită ne deschide toate cărțile, așa o face nuanțat, o face treptat, deci destul de fin, pentru că subiectul acesta, ca să nu ne afecteze prea tare, pentru că tatăl Esterei are, deci îi spune ce are el și Estera spune, da, mi s-a spus acel diagnostic, metastază. Da? Deci are acest cuvânt, metastază, care de fapt clarifică lucrurile. Și proza este, sigur că nu este axată doar pe îngrijirea tatălui moribund, dar pe o alternare de scene din viața lor de mai înainte, da? Cum au mers odată să se odihnească, da? Pe centru regiune, așa, special amenajată, cum au petrecut acolo. Dar scriitoarea, deci, niciodată nu se îndepărtează, da? Nu se îndepărtează de ceea ce are de spus. De ce spuneam, citind această proză, m-am deodată m-a dus așa cu gândul la o capodoperă de literatura română, care este romanul Matei Ighescu al lui Radu Petrescu, și acolo există în roman, da, o scenă când tata protagonistului, deci Matei Ighescu, tot așa se află într-o fază terminală și Matei Ighescu fiind copil, dar urmărește și analizează această situație. Deci sunt două scene, așa, parcă trase la Indigo, foarte bine scrise, da, și la Radu Petrescu, și la Adriana Vită. Deci eu spuneam că romanul, acesta roman extraordinar, da, al lui Radu Petrescu, n-a avut succes. A avut un succes, ca să zic așa, relativ în perioada socialistă, când romanul a apărut în 1970 și în 73 a apărut al doua ediție, deci la 3 ani, deci o carte nu o scoți așa a doua oară dacă stă undeva pe ora. Ca a treia ediție să apară cât târziu, abia după 2000 încoace, și vreau să vă spun că așa am fost întristat și chiar jenat atunci când am cumpărat acest roman la un târg de carte, la preț redus, da, cu 5 roni. Da? Deci, asta este prețul unei capodopere literare, 5 roni. Deci, chiar și după 50 de ani de la scrierea, deci romanul a fost scris în 1964, dar Radu Petrescu a publicat în 70, deci el a mai lucrat între 6 ani, deci un perfecționist, așa, și Adriana Vită este și ea perfecționistă, se vede de la distanță, perfecționiștii se văd de la distanță. Deci, iată, o carte extraordinară, cum este romanul lui Radu Petrescu, nu numai că nu și-a găsit atunci așa un cititor mai larg, acum cititorul lui chiar s-a rărit, s-a diminuat sau poate chiar a dispărut. Deci îmi pare rău că lucrările extraordinare, cărțile extraordinare, nu își găsesc un cititor, nu vorbesc de un cititor de masă, dar măcar cărțile editate să se epuizeze, să se cumpere, să nu se prăfuiască cu ani pe stelajurile librăriilor, să nu fie ridicate din bibliotecă, pentru că asta este, din păcate, realitatea noastră. Deci, ce aș mai vrea să spun așa, că prozele Adriane Vită toate sunt mici, deci câteva pagini, și deci, ceea ce îmi place la ea, că ea cultivă în permanență ironia, sarcasmul, dar mai ales autoironia. Da? Deci, autoironia,
este cultivată în literatura română, nu chiar atât de frecvent. De aceea, naratoarele ei sunt de obicei femei. În naratoare vedem și o vedem și pe autoare, bineînțeles, deci. Și deci iată această autoironie, dar nu o părăsește niciodată, deci să se uite cu ochi critic, cu ochi critic îndreptat asupra sa, ea nu uită niciodată, nu uită niciodată. În plus, mai ea încearcă de fiecare dată să păstreze un bun simț, da? Deci iată bunul simț este da, o stea călăuzitoare în proza ei. Deci dacă ne gândim la proza Vizită în casa unui bărbat în absența soției sale, deci proza care a dat titlul întregii antologii, deci ce se produce? Deci acolo doi colegi de serviciu care se plăceau așa, dar nu îndrăzneau să se apropie unul față de altul, deci iată, au o bună ocazie să o facă, să se apropie unul de altul, pentru că era ceva de lucru acolo, nu se reușea și li s-a spus, puteți să lucrați acasă, da? La cineva acasă, ca cumva să reușiți să faceți lucrul potrivit. Și atunci se decid, deci ea merge la el. El ca bărbat, bine, da, nu prea are așa... Numai să nu spui cu ce se încheie. Da. Strici suspans. Da. El ca bărbat nu prea are așa mare, să zicem, rezerve, scrupule. În schimb, ea, încetul cu încetul, da, ea da apare la ea cum să spun, rezerva aceasta față de, dacă e bine că s-au întâlnit într-un cadru asemănător. Și încetul cu încetul descoperă niște lucruri pe care scriitoarea, așa cum obișnuiește ea, să le puncteze. Aici un detaliu, citești, al doilea detaliu, da, citești, al treilea detaliu. Deci descoperă ceea ce o face, de fapt, să ia o decizie. Care este? Da, lăsăm, da, pe seama cititorului. Aș vrea să mai spun că doamna Ioana Purvulescu a împărțit cartea în patru, așa, categorii sau, cum să spun, patru domenii, dar această împărțire poartă deci, foarte multe convenționalitate, ca orice clasificare. Da? De exemplu, dreptul de a spune eu, deci acest ego, da, al naratorului, al scriitorului, dar poate fi regăsit, de fapt, și în alte proze, într-o formă implicită, dar chiar și într-o formă explicită. Iată, bunoară, dacă citim Somnul după naștere, acest eu răzbate aici, în legătură, așa cum se întâmplă de fiecare dată la Ioana Cărculescu, în relații cu alte personaje. Și este foarte corect, dar de certă, aici sunt două rubrici. Simt enorm și văz monstruos, două clase așa determinate sau puse sub semnul lui Caragiale, pentru că într-adevăr, nu numai Adriana Beetle, dar eu cred că întreaga generație rusești stă sub acest semn caragelian, și anume deci Caragiale este destul de divers în proză, dar eu i-aș situa pe toți sub aspectul prozei lui Caragiale, Grand Hotel Victoria Română. Iată, această apropiere mi se pare extraordinară. Și pentru că subiectele Adrianei Beetle sunt destul de casnice,
familiare sau la serviciu, da? Deci nu avem așa niște deplasări mari în spațiu, deplasări mari în timp. Deci totul se produce pe un perimetru destul de limitat și această caracteristică este și ea obsesivă, pentru că e destul să amintesc, iată, cartea de cărțile de debut. Mircea Nedelciu, deci, debutează cu cartea Amintiri într-o curte interioară, da? Deci, iată, curtea interioară, este un simbol care a fost profetic, sau volumul lui Daniel Vighe, apropo, am ales și un text de Daniel Vighe în manualul despre care ai pomenit, povestit cu strada depozitului, da? Deci, iată, totul se produce în curte, sau pe o stradă, deci această interioritate este o parte a programului lor și totodată este un răspuns față de romanul, da, de pânză largă, social așa, care deci facea ravagii în literatura română până în data când deci a izbucnit această generație 80. Acum, cu proza, problema cu proza este că, știți, niciun critic, nimeni nu poate să redea valoarea cărții, să transmită valoarea cărții. Asta nu se poate face, niciun critic nu poate face. Deci, axiologia este, într-un fel, intangibilă. Da? Deci, dacă în poezie, criticul mai poate cita, da, dintr-o cronic și după citat îți poți da seama ce cu cartea asta corespunde ea demersului critic sau nu corespunde. Merită să citesc cu cartea asta sau nu merită. În proză, sigur, lucrurile sunt mai complicate. Nu poți să cita. Sau dacă ai citat, ai citat tot pe scurt, care este sau poate fi irelevant într-o proză. De aceea, în ce privește proza, este credibilitatea criticului, da? Deci, dacă un critic pe care îl respect spune citiți această carte, înseamnă că mă duc și o iau de la bibliotecă sau o cumpăr și o citesc. Deci, asta este, da, ultimul mesaj pe care vreau să vă spun și să vă întreb. Mulțumesc, Grigore Chiper. Am ascultat un discurs academic, chiar eram montat pe o oră academică, așa, pentru că ai început sistematic să abordez această temă. Am vrut doar o singură replică încurajatoare, să-ți spun, în privința cărților bune, pe care, extraordinare, cum ai spus tu, de ce cărțile extraordinare le citește atât de puțină lume? Păi pentru că și cititorii extraordinari sunt foarte puțini. Sunt cam ăștia. Da? Din tot Chișinău, cel puțin. Și pe de altă parte, asta nu trebuie să supere. Și cel mai puțin ar supăra-o pe autoare. Pentru că este o modestie cumplită. Eu încerc acum să construiesc așa, să mă apropii de Ioana Părvulescu, care o cunoaște mai bine, dar este... Și spune în carte. Da, pentru că am și comunicat. Și, într-adevăr, este absolut dezinteresată că îi vor apare niște... Ea se bucură foarte mult, e surprinsă că cineva îi propune să-și editeze o carte. Din câte am dedus, o serie de texte le-a scris doar pentru că cineva a zis că noi facem un volum antologic intelectualii la cratiță, da? Puteți să ne dați un text. Și atunci se așează cu minte și scrie un text. Adică nu este autorul cu mari ambiții, deși ar fi meritat, iată, nu o face ea, o face doamna Ioana Părvulescu, care ne-a propus această, adică am invitat-o să ne propună această selecție foarte interesantă, pentru că vreau să vă mai spun un lucru plăcut pe care l-am aflat azi dimineață, Bogdan Crețu a publicat o cronică foarte interesantă în Observator Cultural din 29 august, adică chiar zilele astea,
și puteți, o să puteți să o accesați, să o găsiți în versiune electronică. Despre antologie, deci Adrian Edithel, despre structura aceasta pe care a construit-o, pentru că este o structură, de obicei, când rogi pe cineva să facă o selecție dintr-un autor, face o listă de texte care îi plac, încearcă să le pună într-o anumită ordine, de obicei cronologică, și cam atât. Cel mai mare efort este că să le pună pe cele de proporții într-o parte și pe cele mai mici în altă parte și cam asta. Doamna Bărbulescu a făcut o construcție foarte interesantă cu texte acestea. Dreptul de a spune eu este și un fel de tot e despre modestia autoarei, pentru că sunt niște texte memorialistice sau cel puțin cu referințe autobiografice. Cele, iată explicația de ce rezistă textele domniei sale și nu sunt doar istorie literară, ci literatură valabilă, este că și a făcut și o școală bună la clasici, da? Partea a doua, care e cehoviene sau de-a dreptul caragialieni, și celelalte cu simt enorm. Deși eu mă gândeam tocmai la un simț delicat, pentru că are un text în cele caragialiene, quelque chose, care începe cu asta că nu îți simți ficatul sau rinichii cu plăcere. Adică orice organ, când îl simți, înseamnă că ceva nu e tare bine. Adică simțul acesta foarte, foarte, foarte delicat și vezi monstruos care transformă pe de o parte proza așa foarte aereană, doar din subtilități, poate să o transforme și în secvențe de umor negru, care se înscrie foarte organic, așa cum v-am spus, că chiar și barbarismul ăsta, quelque chose, nu deranjează atunci când citești textele. Și toată această construcție, aplaudată și de Bogdan Crețu, îi spuneam doamnei Bărbulescu, că ne-am întâlnit și cu Bogdan Crețu la salon, deci pune și acest accent, pentru că dincolo de cele patru compartimente este și al cincilea, o postfață extraordinară a doamnei Bărbulescu, care se încheie, hai să zic, cu a șasea, cu o adendă, de ce o iubim pe Adriana Bitel. Avem o carte care fascinează și știți, noi când am început să edităm antologia prozei scurte, era tocmai când toată lumea edita romane. Și am zis că hai să facem invers, pentru că există o solicitare de texte scurte, dacă vreți, chiar și din cauza vieții noastre, da? Cartea se citește între două stații în transportul public, da? De la Chișinău până la Orhei, ai citit un capitol, nu un capitol, dar chiar un text. Și partea asta este bună, deci te bucuri că, uite, nu trebuie să stai multă vreme până ajungi la sfârșit, dar de fiecare dată ești dezamăgit că s-a încheiat, pentru că ai vrea să nu se fie încheiat încă acest text. Are această capacitate, ceea ce înseamnă scriitoare autentică. Și acum am să rog pe doamna Ioana Bărbulescu să ne spună despre prietena și scriitoarea Adriana Bitel. Mulțumesc mult! În primul rând vă mulțumesc că sunteți aici. Adriana ar fi fost uimită și intimidată. M-a rugat să vă transmit mulțumiri, domnule Mircea Ciobanu, domnule Chipăr, pentru, acum pot să spun și pentru ce, pentru această oră de română foarte solidă pe care ați desfășurat-o și mă bucur pentru elevii dumneavoastră, ca un asemenea profesor. Mă bucur și pentru Adriana Bitel, pentru că, într-adevăr, este prietena bună a mea, dar o prietenă pe care o admir, deci judecata mea de valoare de care spuneați nu e afectată de prietenie. Și dacă nu aș fi cunoscut-o, la fel aș fi citit-o cum o citesc astăzi. Ea e o fire extrem de emotivă și de aceea aproape că refuză să apară public, pentru că spunea ea la un moment dat,
ar trebui inventate niște pastile contra emoției. Și să le iei înainte de orice lansare, înainte de orice apariție publică și să vă dați seama că dacă s-a gândit la așa ceva, înseamnă că a avut și motive. Pe de altă parte, când apare în public și vorbește despre o carte foarte rar, ea spune cuvinte simple și eu o să încep și eu printr-un asemenea cuvânt simplu. Este o bucurie să o citești pe Adriana Bittel. Este ceva ce rezistă timpului, cum bine s-a spus aici, asemenea să spunem lui Cehov, pe care îl putem citi, a apărut acum o antologie cu textele de dragoste, diverse proze de dragoste din Cehov, și dacă le citești, vezi că într-adevăr n-au îmbătrânit deloc, rezistă. Așa este și cu proza Adrianei Bittel. Dar ca să fiu și eu un pic mai sistematică, am să încep cu cititoarea Adriana Bittel. La fiecare scriitor există o proporție diferită între a citi și a scrie. De multe ori, oameni tineri, cum sunt aici, aș intuie că ajunge să scrii. Și aproape întotdeauna lucrul acesta este greșit. Adică nu aproape. Întotdeauna lucrul acesta este greșit. Nu poți să ajungi scriitor dacă nu ești mai întâi un cititor extraordinar de pasionat. Însă apoi proporțiile diferă. Sunt scriitori la care cititul și scrisul sunt în proporție egale. Citesc o perioadă, scriu o perioadă. Alții încep să se teamă să citească ca să nu-și strice stilul. E, mie asta să nu-l influențeze cineva. Da, mi se pare deja un semn prost. Adică dacă se temi că citind... Am auzit scriitori cu renume foarte bun spunând lucruri de tipul ăsta. Și, bineînțeles, ai o distanță. La Adriana Bittel este ceva cu totul ieșit din comun, pentru că ei îi place atât de mult să citească, încât dacă ar fi după ea, n-ar mai scrie nimic. În această antologie cu numele ei, și profit să spun că îmi place foarte mult cum a ieșit cartea, e de un bun gust desăvârșit, are un element ludic aici pe copertă, în felul în care e scris numele, felicitări graficianului editurii, chiar i-a plăcut și ei foarte mult. Deci, în această antologie am inclus și texte care nu intraseră în antologiile de autor precedente și pe care le-a scris numai pentru că am rugat-o să le scrie. Deci, într-adevăr, pentru mai multe antologii de la Humanitas, i-am spus, Adriana, trebuie să fii în această carte. Și ea s-a apucat și, de dragul meu, mi-a spus, adică nu n-a făcut-o pentru gloria ei, ci ca să scape de gura mea, scria foarte repede un text. Ea nu scrie greu. Ați spus că e perfecționistă, da și nu mai degrabă, pentru că scrie dintr-un foc. Ea este născută scriitoare. Este o scriitoare înnăscută, dar concurată de o cititoare pasionată care a învins. Pentru că ea citește constant, de când se știe. De scris nu scrie constant. Am rugat-o să mai scrie. Nu prea o tentează. Îi se pare că deja a scris absolut suficient. Și, în schimb, cu cititul e altceva. Vorbim la telefon adeseori și vorbim despre cărți. Nu există telefon cu Adriana Bittel să nu vorbim despre ce a mai citit fiecare. Și cu judecăți extraordinar de limpezi, de tranșante, asta e bună, asta nu e bună, din cauza asta. Și simte întotdeauna scriitorul autentic și simte
fițele, mofturile, ca să mă refer la limba lui Caragiales, nu-i plac mofturile, îi plac scriitorii adevărați. E adevărat că, spre deosebire de obzeciștii cu care are multe asemănări, cum bine a spus domnul Chiper, ea nu are chemare către ludic și către către aventură, aventură în sensul de Dumas, dacă vreți, în sensul de cei trei mușchetari. Nu-i place literatura de acest tip. Ceilalți obseciști au un puternic simț al aventurii, eventual al depășirii realității în fantastic și simțul ludic, deci al jocurilor de tot felul. Ea nu este genul acesta. Lucrul însă este compensat din plin de partea care s-a spus aici, de partea de valorificare a detaliului. Se spune că diavolul, ca și Dumnezeu, stă în detalii. Ea simte valoarea detaliului și îl pune în valoare și în ramă într-un fel cu totul special, dar necăutat. Necăutat. Ea simte ce este literar din realitate. Judecă omul, dar nu îl judecă în sens moralist. Nu face pe omul superior care știe el cine e bun, cine e rău, ci pur și simplu omenescul din diverse situații. În privința selecției mele, orice selecție este subiectivă, este foarte greu să selectezi din 100 de texte 50, după cum și când ești într-un juriu și dai un premiu, e greu să selectezi din nu știu câți autori, doar câțiva, pentru că fiecare are altceva. La fel și textele literare au fiecare un lucru care să te atragă. Și atunci, într-adevăr, mulțumesc că s-a spus aici, selecția mea a fost făcută mai degrabă pe o înțelegere a felului ei de a fi, deci dreptul de a spune eu sunt textele mai degrabă vădit și recunoscut autobiografice, cele pe care le-a scris ca Adriana Pitel, apoi cehoviene, dacă nu cumva caragialești, sunt texte în care ea chiar recunoaște aceste influențe, de pildă quelque chose, scris așa cu ă, nu ca în franceză, sau Cehov, am cerut obosit, un text cu adevărat memorabil. Și celelalte, Simt enorm și văz monstruos, cu trimitere directă la Caragiale, cum s-a spus, Grand Hotel Victoria Română, atenția aceasta pe detalii și pe simțuri. Simțurile sunt un lucru care îți pot arăta gradul de civilizație al unui loc. Dacă te deranjează simțul mirosului, nu e bine pentru civilizația respectivă. Sunetele arată și ele civilizația. Sunete prea agresive înseamnă necivilizat, tonul vocii, mă rog, toate lucrurile astea. La Adriana Pitel sunt simțurile, mai ales în Iulia, care este poate textul meu favorit din tot ce a scris ea. De altfel, l-am și citit prima oară Iulia în Iulie. Este bazat pe simțul mirosului exacerbat, așa cum și al văzului de altă, așa cum este romanul lui Patrick Süskind, Parfumul, pe care vi-l recomand foarte frumos. Filmul nu e așa de bun. Deci nu vă duceți la film, ci mai degrabă citiți romanul, că este foarte bun. Și deci am selectat cât să poată fi într-o asemenea antologie și, într-adevăr, am scris tot ce puteam spune și
ce nu o să spun acum despre Adriana Beetle, într-o postfață. Am făcut lucrul acesta pentru ea și pentru editura Știința din Chișinău, pentru că eram într-o perioadă foarte aglomerată, cum i-am și spus domnului Mircea Ciobanu, și dacă nu era vorba de acest subiect în care cred, adică de o prozatoare extraordinar de valoroasă, nu mă osteneam. Așa am făcut-o pentru că merită și mi se pare că trebuie să facem și lucruri de genul acesta, nu numai să ne batem cu pumnul în piept. Avem dreptul de a spune eu, dar avem dreptul și de a spune tu și de a spune ea, să zicem. În privința receptării Adrianei Beetle, pentru că s-a atins acest subiect aici, vă spun că ea are un succes, dacă nu foarte larg, adică de masă, nu este un bestseller absolut. În schimb, succesul ei este real și constant. La lansarea unei alte antologii care a apărut la Humanitas, Radu Paraschivescu, care e și el la târg aici și care e solicitat la nenumărate lansări și este pus să vorbească inclusiv la mine astăzi, la 3:30, și care nu duce lipsă de lansări, ca să spun așa, dimpotrivă, sunt prea multe, a cerut el special să o lanseze pe Adriana Beetle, pentru că o prețuiește atât de mult încât și-a dorit să facă acest lucru. Studenții mei, care de multe ori nu citesc ce le recomand, în schimb, au ales-o pe Adriana Beetle ca subiect de diplomă sau de comunicări științifice la colocvii studențești. Și ea are mare succes la tineri. Nu știu cum să-l explic, pentru că nu, nu este genul care să facă, cum să spun, pe placul publicului cititor. Ea nu scrie ca să vă placă vouă sau mie sau cuiva. Scrie pentru ea. Și de fapt ăsta e secretul, probabil. Scrie pentru că trebuie să spună anumite lucruri. Și nu le poate spune prefăcut ca să fie pe placul unuia sau altuia. Apropo, n-am ținut cont de criteriile de care spuneați când am făcut această antologie, pentru că mie mi se pare, și legat și de discuția despre Bogdan Alexandru Stănescu, că un scriitor trebuie să fie liber și cititorul depinde de el cum îi citește cartea. Niciodată naratorul nu este identic egal cu scriitorul și în momentul în care scriitorul e îngrădit și îi se impun niște cenzuri exterioare, lucrurile devin grave și nu mai suntem pe teritoriul literaturii, trecem pe teritoriul ideologiilor, pe teritoriul închisorilor și așa mai departe. Deci, scriitorul trebuie să fie liber, să spună orice. Depinde de cititor cum preia acele lucruri. La fel și eu mi-am făcut antologia fără alte criterii decât cele literare, dar nu era greu la Adriana Beetle, pentru că textele ei nu sunt de categoria a doua. Sunt toate de raftul întâi, să spunem. Am dat titlu vizită în casa unui bărbat în absența soției sale și din motive de cârlig la public. Comercial. Și din motive comerciale, dar și pentru că este un text care, într-adevăr, e cu totul special și dintre, tot așa e dintre textele ei memorabile. Voi încheia citindu-vă De ce o iubim pe Adriana Beetle, pentru că aici am făcut o sinteză a ceea ce reprezintă ea. Într-adevăr,
scrie și acum numai cu creionul, pentru că a făcut corectură. Un corector trebuie să scrie foarte clar pe margine ce corectează și scrie cu de obicei cu creionul ca să poată să șteargă, dar șterge foarte puțin. Și textele ei mi le dădea scrise cu creionul, așa clar, cu un scris aproape de copil, într-un fel, în sensul că fiecare literă e perfect conturată. Eu le scriam la mașină și apoi la, mai întâi la mașină, apoi la computer și apoi ele treceau în cărți. Deci de ce o iubim pe Adriana Bită? Pentru că prinde lumea în gesturi mărunte, în oameni care pentru alți ochi trec neobservați. Veți vedea că personajele ei sunt din categorii din astea care nu se văd, invizibile. Iar acest lucru nu le reușește decât marilor scriitori. Pentru că, asemenea personajelor ei, nu vrea nimic de la nimeni. Nici măcar de la ea. Este purul adevăr. Nu o veți putea tenta pe Adriana Beadle cu lucrurile care îi tentează pe cei mai mulți. Ce știu, o scenă, un premiu, nu. Ea își vede de viața și de treaba ei. Pentru că e maestra prozei scurte. Proza scurtă, spre deosebire de roman, cere alte calități. Sunt autori care scriu doar proză scurtă și, într-adevăr, obdeciștii au impus acest gen, care e foarte dificil. Foarte dificil. Trebuie să selectezi ceva ultra special din realitate. Romanul îți permite desfășurări ample, cu totul altceva se ceră și ritmul e alt. Ea este maestra prozei scurte. Pentru că scrie puțin, dar bine. Adică invers decât foarte mulți dintre contemporanii noștri. Pentru personajele feminine din proza ei, care seamănă cu icebergurile, nu în privința temperaturii, au o bună combustie, ci în privința a ceea ce poate fi cunoscut din ele. Rămâi întotdeauna cu senzația că mai e ceva de cunoscut în acele personaje. Și ne place mult că femeile din prozele ei, pe unde trec, fac curățenie la propriu. Ea este, de asemenea, din categoria asta. Ne miră cuvintele profetice din finalul Fototecii. Ce o să mai fie aici? Întreabă Coca, iar cineva îi răspunde. Dar păi ce să fie? Tot ce-a fost, numai cu alte văpseluri. Adică alte măști, aceeași scenă, alte guri, aceeași geamă. O admirăm pentru Iulia, din Iulia în Iulia. Cine și-ar mai lua ca personaj principal, ca zână, care sucește mințile bărbaților, o femeie de serviciu, cu găleată și mop. O admirăm pentru cum încărunțește, ca o blondă ce este, pe neobservate. În povestirea cu acest nume, cum încărunțește o blondă, apare ideea unui pantarei care face ca viața să ți se scurgă printre degete, să încărunțească și ea tot pe neobservate. Nu putem să nu fim înduioșați și amuzați de o scenă din spital în care o pacientă își face griji pentru colega de salon, doamna Vulpe, care ar putea fi trezită de un corp și adaugă și îl alungă. Ai o voce groaznică, să nu cumva să croncă că mi-o trezești pe doamna Vulpe. Puș! E din ultima proză, care este pozitivă, dacă vreți. Adică Adriana Beadle nu are o viziune idilică asupra vieții, nu prezintă viața în roz, dar exact ca Narinea Afgarian pe care am prezentat-o ieri și cu care am asemănat-o la un moment dat, lasă loc speranței, lasă loc idei de viață care merită totuși trăită.
ne înveselește pentru că bețivii din proza ei pot fi foarte simpatici. Unii chiar mi-au fost dragi, ca meseriașul care s-a oprit în fața mea și cu o mână la șapcă mi-a zis: Servus, bă, că sunt canapu. Sau altul de care cineva se împiedică: Tiu, bată-te zbenghia, mă speriaș. Bine că ai picat, că n-aveam cu cine să gat fiola. O admirăm uneori ca beneficiar direct pentru cadourile artizanale pe care le inventează pentru prieteni, însoțite de precizarea: unicat mondial. Și pentru răbdarea cu care își ascultă interlocutorii, chiar când ar avea lucruri mai bune de făcut. E un fel de confesor universal. Oamenii dau telefon și îi spune cazurile, bucuriile. Știu că este un om care să-i asculte și să-i înțeleagă. O iubim pentru că nu s-a grăbit să-și înlocuiască motanul, cel care avea tot atâtea nume câte zile a trăit, în fiecare zi dădea alt nume, ceea ce nu-i provoca însă crize de identitate. Și pentru că ea însăși a semnat întotdeauna conform promisiunii făcute tatălui cu același nume, Adriana Bitter. O iubim pentru că știe să plângă când plângi, fără să se mai întrebe de ce. O iubim pentru că mai mult decât să plângă, îi place să râdă. Și pentru că mai mult decât să râdă, îi place să citească. Cât despre noi, ne place să o citim pe ea. Vă mulțumesc!